Am revenit în direct la sala polivalentă din București. Două meciuri terminate înainte de limită. Din păcate, Nicuțul a fost învins prin knockout, însă apoi am văzut un armbar extraordinar executat de Dan Fâșie. Ne pregătim acum de un meci la categoria grea. Robert Orbocea de la Constanța se bate cu Raul Sabou, de asemenea de la Centrul de Arte Marțiane Mixte Sandu Lungu. Iar ca antrenor pe Sandu Lungu și Ioan Brânză, vom reveni la el. Deocamdată intră în cușcă Robert Orbocea, antrenat de Daniela Saftei la clubul Pontica Constanța. Și dacă vorbeam ceva mai devreme de săli de arte marțiale mixte care au explodat pur și simplu în ultimul an, ei bine, Pontica din Constanța este una dintre aceste săli. Foarte mulți luptători de valoare din această seară, de altfel unul dintre ei, Cătălin Cășaru, se luptă pentru titlu la categoria 70 de kilograme, ceva mai târziu. Robert Orbocea și-a făcut debutul în cușcă la Constanța în această vară, atunci când a câștigat extrem de rapid. Da, Orbocea are 25 de ani, 1,85 m. Așadar, va avea și el de face cu un luptător de la Centrul de Arte Marțiale Sandu Lungu. Am văzut ce pot să facă băieții de acolo în meciul anterior. Cât un meci pentru fiecare dintre cei doi până acum. Îl vedem în imagini și pe Alex Filip, cel care a reușit cu siguranță cel mai spectaculos knockout din acest an, indiferent de promoția de care vorbim. Îi vedem în imagini și pe Andrei Stoica și Benjamin Adegbui și pe Eduard Irimia. Leonard Doroftei, poate, sau să spunem unul dintre cei mai mari campioni la profesioniști din istoria României, ca să nu jignim pe nimeni, au fost mai mulți campioni mondiali atât de box cât și în alte discipline. Da, și am văzut un alt boxer mai devreme, pe Cristian Ciocan, este alături tot un boxer din Ploiești, Cobra Iulian Ilie, de asemenea un boxer plecat să facă o carieră în Germania, la Hamburg. Robert Orbocea, practicant la început de lupte libere, însă se antrenează în acest sistem de mixed martial arts de ceva timp. A debutat cu o victorie spectaculoasă în vară, atunci când a reușit o ștrangulare în prima repriză. Da, se pregătește să urce în cușcă și Raul Sabou, antrenat de Sandu Lungu și Ioan Brânză la Orada. Raul Sabou, 28 de ani, cu 3 ani mai în vârstă decât adversarul său, 98 de kilograme la 1,78 m, ceva mai scund decât adversarul său, cu 7 cm. Dacă Robert Orbocea a practicat lupte libere, Raul Sabou este expert în judo. Extrem de puternic Raul Sabou, de altfel îl vedem intrând în cușcă cu acel costum de Superman. Și pe bune dreptate, este extrem de puternic. Vedem și pe Cocorus în colțul său. Dar fost practicant de judo, la fel ca mentorul său, Sandu Lungu. Așa, ca și Dan Fâșie, cel care a câștigat ceva mai devreme. Judoul este o disciplină care se pretează foarte bine pentru artele marțiale mixte. De altfel, unul dintre cei mai tari sportivi din artele marțiale mixte, și spun sportiv chiar dacă este o fată, este Ronda Rousey, cea care este cu 3 clase peste orice adversar în acest moment, campioană în UFC și a apărat centura de multe ori. Este undisputed, așa cum spun americanii. Spuneam despre judo, se pretează pentru MMA, pentru că sportivii ce provin din această disciplină sunt extrem de puternici și au o calitate pe care nu o vedem în multe discipline. Sunt sportivi care reușesc să continue să lupte chiar și atunci când sunt obosiți și nu mai pot să lupte teoretic. Își depășesc acea limită pe care nu mulți sportivi și oameni în general reușesc să o facă. De aceea au un succes așa de mare în mixed martial arts. Bine, sunt și câteva lucruri care trebuie corectate. În primul rând, loviturile de braț, pentru că în judo nu există lovituri, și câteva obiceiuri la sol. Sunt predispuși judocanii la a da spatele la sol, pentru că
în judo există acea fixare, să știe adversarul cu spatele pe podea, însă Raul Sabou se antrenează în acest sistem mixed martial arts de ceva timp, ca și Robert Orbocean. Putea spune că este un duel între lupte libere și judo, însă cei doi sportivi sunt mult mai mult decât atât. Începe meciul, Orbocea cu short negru, short roșu pentru Sabou. Ho! Ce knockout! Incredibil! Incredibilă lovitură! Probleme. Poate cel mai rapid knockout din istorie, doar câteva secunde, cred că au fost 2 sau 3 secunde și Raul Sabou a fost făcut knockout de acea lovitură. Cred că, da, recordul lui Marian Rusu, românul care dăduse cel mai rapid knockout din istorie în cușcă, doar în 4 secunde anul acesta la o gală în Anglia, tocmai a picat. Și chiar vreau să spun despre Raul Sabou că își petrece foarte mult timp la sală, arată foarte atletic, foarte puternic. Iată începutul de meci. A casat această lovitură groaznică. Ce stângă direct în bărbie și Orbocea a fost lovit cu o lovitură, l-am văzut sărându-i apă, cred, din gură, dar această stângă din scurt, direct în bărbie, asta înseamnă o lovitură în bărbie, practic te scurt circuitează cu totul. Iată-l vedem pe Raul Sabou, nu poate să se țină în picioare în aceste momente. Ce lovitură! Și a mai urmat și această dreaptă. Ce instinct de predător pentru Robert Orbocea, deși adversarul său era clar că nu mai avea nicio șansă să continue lupta. Este ceva normal în acest sport, nu poți să riști să-și lași adversarul să-și revină, chiar dacă în cazul lui Sabou nu se punea această problemă, însă regula spune să te oprești atunci când intervine arbitrul și chiar dacă a reușit să fie aproape Stelian Gheorghe, n-a avut timp să ajungă mai repede decât Orbocea la adversarul său, însă ce victorie pentru sportivul din Constanța! Senzațional acest knockout, o stângă în doar câteva secunde, o victorie absolut senzațională. Da, constanțenii au cam făcut legea anul acesta atunci când vine vorba de knockout-uri. Și în local combat și în Fight Night RXF, iată, constanțenii au oferit niște knockout-uri absolut incredibile. Din prima rundă, colțul albastru, Robert! Câștigă Robert Orbocea în doar câteva secunde. Revenim cu următorul meci. Orbocea!